amintirea. Ei refere precedent la adresa unui consilier PNL, domnule agitat, sunteți obsedat de mine. O să fac public lista cu rudele sublinierei prietenii dumneavoastră. Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus la începutul sublinierei din cei de Consiliul General ce îi va da în judecat pe consilierii care nu votează proiectele privind delegarea serviciilor publice ce trec companiile municipale. Firea i s-a adresat consilierului PNL Ciprian Ciucu, care încerca să ia cuvântul, cu domnule agitat, spunându-i ce ar trebui să îi fie sublinierea pentru denigrarea pe care o face pe Facebook, adugând ce va face public o listă cu toate rudele sublinierei prietenii săi care lucrează în primăria capitalei sublinierei în instituțiile din subordine. Vreau să vă spun de la început ce nu voi răspunde cu aceea sublinierei violent în limbaj sublinierei nedreptate, a subliniere acum au făcut unii colegi din opoziție. Punct de ce se opun colegii noi subliniere tri din opoziție în fiind tri societcilor? Cât vreme municipii conduse de primari PNL au înființat multiple societci, companii de ani de zile sublinierei îi felicit pe fost subliniere fiind primar PNL, a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea. La intervenția consilierului general PNL Ciprian Ciucu, a continuat, da, sublinierei domnul Pandele. Dar cum dumneavoastră sunteți obsedat de mine? Dar nu cred ce sunteți masochist, a sublinierea ce o să vă fac cu o subliniere punct cu socul meu, a mai spus Firea. Ciprian Ciucu a încercat să ia cuvântul la începutul subliniere din C, iar Firea i-a cerut să respecte regulamentul Consiliului. Edilul a mai spus ce va face public o listă cu rudele sublinierei prietenii consilierului care lucrează în primărie. Nu mai fi cea subliniere agitat. Sunteți tânăre, mai faceți subliniere riduri. Te vom asculta cum nu vă ascult nici familia dumneavoastră, cred. Domnul agitat, nu vă folose subliniere te subliniere i nu vă este în avantaj acest subiect. Voi face public lista cu toate rudele dumneavoastră sublinierei prietenii dumneavoastră. Avem 40.000 de angajați în primărie, avem lista cu toate rudele, prietenii, iubicii celor de la PNL, PDL. Sunt consilierii care se opun, dar prietenilor că subliniere tic bani mulci de la primărie. Ve penibilizați sublinierei veci răspunde. Te dau în judecat. Nu îmi voi mai retrage procesul ca data trecut, nici eu, nici socul meu. Nu mai trimiteți pe nimeni la mine să-mi spun să retrag procesul, i s-a adresat ea consilierului general. Firea a continuat în ciuda protestelor consilierilor PNL, spunând ce după aprobarea proiectelor de delegare a serviciilor publice va cere votul nominal, ca să-i dea în judecat pe consilierii care nu au votat pentru. Nu mă veci împiedica la nesfârșit subliniere IT, pentru ce există lege pentru orice.
în momentul în care se va aproba transferul patrimoniului de la regii la companiile moderne înființate, o să cer vot nominal, ca să vedem în judecat pe cei care nu votați, se spuneți dumneavoastră de ce blocați București, subliniere Piul. Dar de la Bruxelles domnul Bu subliniere oi nu vede ce pu subliniere ele de aici, a spus Firea. La rândul său, consilierul PNL Cristian Olteanu a răspuns acuzațiilor, afirmând ce diferența dintre societățile comerciale înființate de PNL subliniere i cele înființate de PSD este transparenta. Olteanu a solicitat scoaterea proiectelor de pe ordinea de zi. Acum un an discutam aici ideea dumneavoastră de a înființa companiile municipale. A subliniere acum am spus sublinierei atunci, PNL nu a fost împotriva ideea de societăți comerciale. Dar există o diferență foarte mare între ce am făcut atunci sublinierea ce se întâmplă acum. O dezbatere. Transparentizare. Da, suntem în opoziție, dar vă rog să scoateți aceste proiecte de pe ordinea de zi sublinierei se face ce o subliniere din special pentru acest subiect. Administratorii companiilor să vin în fața CGMB să prezinte raportul lor pe cât au reușit subliniere IT să facă în 2017. Să ne uităm pe acele domenii pe care avem într-adevăr nevoie de companii municipale, a spus Olteanu. I-grupul USR din Consiliu a cerut scoaterea proiectelor sublinierei punerea lor în dezbatere. Cu toate ce ambele grupuri din opoziție au cerut asta, primarul Gabriela Firea, în calitate de inițiator, a refuzat, acuzând din nou ce regiile au fost cepu sublinierate de PNL. De 20 de ani ar fi trebuit reformată RADET sublinierei RATB. Aceste regii au fost cepu sublinierate de firmele de casale PNL sublinierei PDL. Primăria Capitalei, CGMB, nu au respectat legile în vigoare privind delegarea serviciilor publice. Dacă alții au fost în ilegalitate, este problema lor, dar eu nu văd normal sublinierei firesc să continue aceste ilegalități. Noi trebuie să delegăm serviciile publice. Nu există o transparență mai mare decât la aceste companii, a subliniat Firea. Pe ordinea de zi a subliniere din cei CGMB se află o serie de proiecte de hotărâre privind delegarea unor servicii publice către companiile municipale.